Salut, eu sunt Teo și astăzi o să fiu 20. Salut, eu sunt Teo și astăzi o să fiu Moș Crăciun pentru 24 de ore. Astăzi o să facem... Ce o să facem? Vlog! Ce se întâmplă? Elfii mei au luat o raza! Mi-au făcut haine XXXXL! Și eu știu că sunt mai suplu așa că am lucrat până la punia pe acolo, am lucrat la sala, am lucrat la toate astea! Moșule, dar mai mănâncă și tu! Nu mănânci prăjituri de la copii, nu bei lapte, nu faci nimic? Mă, voi n-auziți că eu sunt în fitul meu perfect, doar că nu știu ce s-a întâmplat cu costumul ăsta. Ce s-a întâmplat cu tine, nu cu costumul? Mă, Crăciunițo, da să nu se rușine că tu vii decoltat așa. Nu știu ce ți s-a întâmplat la fața, dar ți s-a umflat, ai o infecție, nu știu ce n-ai, ai. Ia vedeți, mă. Aha. Păi ca să stea. Numai la mine e problema, eu mai mănâncă și tu, prăjituri. Dar de ce ai venit decoltat așa? Era singurul costumaș pe care l-am găsit, moșule. Aha, îți place de moșu, a? Da, îmi place de moșu. Hai, de moșu. Mă, stați, bă, că nu știam eu de ce nu văd bine. Nu, mi-ai dat-o ochelarii. Haide să mergem să dăm niște cadouri. De unde ai plecat tu cu sacul gol? Păi trebuie să iau cadourile de la altă parte. Ce credeai? Că fac magie și apar? A, și de unde le luăm? Mai pune te întrebări că te las acasă. Păi și cum se face cu mașina asta, băi, Crăciunițo? Apeși pe pedalele alea și mergi. Mi-ești cel mai slab instructor pe care l-am întâlnit vreodată. Mamă, la mine așa la Polia. Așa face și Sania ta? Da, face, e pe comandă vocală la mine. Îi strige Polia și gata, se pornește și uite așa face. De unde sunt renii mei? Rodolf! Și nu uitați că dacă apăsați pe butonul de subscribe, îl faceți pe moșul fericit, faceți o faptă bună și faceți și pe Teo la fericit, da? Dacă mă emită Teo ăla, intru pe camera asta și îl bat iar. Și nu mai primește și un cadou, să-i ziceți. Și s-a apăsat pe subscribe. A venit Moș Crăciun pe capul vostru să vă dea cadouri! Ce faceți, mă, copii, a fost cu mine? Ce faci, mă? Bine, dar tu? Uite-te la ceva. Așa, uite. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dă-mă noroc aici. Iartă-mă, moșul mai uită uneori. Vă place de Moș Crăciunul ăsta? Nu știu ce-a făcut elfii, dar mi-au făcut așa costum, da? E ok, zic eu. Da, tu știi că și eu am costum de Moș Crăciun? Fără mișto. Fără mișto. M-am întâlnit cu fratele meu pierdut. Moș Nicolae, ai venit, Moș Nicolae, să dai cadouri. Mai păcălești fetele la Facebook. Dragul meu, Dima. Stai că moșu, uitați să vă zic ce s-a întâmplat. Mai uite și moșu, ce vrei să fac acum? Am fost până la bucătărie jos să iau un desert. L-am umplut cu frișcă și hai să vedem ce se întâmplă. Că ai fost tu cu minte, ți-am adus ceva. E specialitate Burger Factory asta. Ia. Îți place? Ia pe deget așa că nu ți-am luat. Stai așa că... Bă, tu ești Moș Crăciun prăncuitor sau dăruitor? Bă, Moș Crăciun, ce mănânci mai aici? Unde sunt prăjiturile? Ia uitați ce mănâncă Moș Crăciun aici, bă. E cel mai bun burger și din Laponia. Am vorbit cu elfii, mi-au zis să vin aici să mănânc burger. Ai un like de la mine. Doar că mi-au zis, ai și tu grijă cum mănânci, că e burgerul mare, ai cam avut. Da, ai mâncat, ok. E bine, nu? Da. Dima, vino să dau cadouă, pe bună. Lasă-mă să mănânc, îmi dai tu. Dima, vino cu aia! Dima, vino cu aia! Haide la moș. Ai fost cu minte anul ăsta? Da. Mai păcălești pe la Facebook? Nu. Promis? Promis. Bă, sigur? Bine, uite, am pentru tine aici un iPhone 12. Uite, ia. Fără mișto. Cadoul meu pentru tine, că ți-am dat și cu aia în cap.
că... Zi, mă! Bă, uita-te să vezi! Mă entuziasmezi și după aia... Aseara, ăla, dă-mi dai tu la giveaway. Nu e, eu dau iPhone 12 Pro Max, ăsta e iPhone 12. Bă, moșule, ăsta e al meu pentru giveaway și bă, dă-mi coace. Ăsta e al meu, zi, mă, moșule! Ce-i drept, a fost o scenetă mai prost regizată de noi. Îmi cer scuze pentru The Rhymes, domnule Feicuber, domnule Bot. Ce l-am dus de voi aici? Băi! Prost de moșule. Nu s-a întâmplat nimic! Ha, râdă-mi bine! Râdă-mi bine! Și acum că am făcut Caterin, că am făcut toate astea, vreau să iau, stai să-mi iau și toate astea din cap, că... Hai că ce păr am în cap, zici că e grădină. Bine, Caterinca o să continue, dar întrerup puțin videoclipul să vorbesc despre ceva. Sunt 100% sigur că mulți dintre voi credeați după titlu că o să mă deghizez în Moș Crăciun și o să fac foarte multe cadouri și așa mai departe și să nu știu ce. Când ajut lume sau când donez o sumă de bani, nu țin neapărat să fie pe vlog, adică nu fac asta doar de dragul camerei și așa, o fac simt. Dar eu m-am deghizat în Moș Crăciun și am făcut o mică scenetă, așa, un mic script ca să pot să vă fac să râde. Și sper că am reușit să fac asta și vreau să vă mai vorbesc despre un lucru. An de an aud chestia asta de Crăciun, fii mai bun, bă, e Crăciun, hai să ajutăm că e Crăciun, că nu știu ce. Și sunt foarte fericit să aud asta sau că lumea ajută și că e mai bună și așa. Dar mă întristează faptul că doar de Crăciun e lumea așa. De ce nu putem să fim așa tot anul, frate? Intrăm în sărbătoarea de Crăciun cu luminițe, cu cadouri mai multe și așa, dar putem să fim mai buni pe tot parcursul anului, nu numai de Crăciun, și să ajutăm lumea și așa. Eu am fost învățat de mic că ajutându-i pe alții, te ajută practic tot pe tine, pentru că ți se întoarce lucrul ăsta. Adică știm cu toții cum funcționează karma și așa mai departe. Și subiectul ăsta voiam să-l deschid, că lumea e mai bună doar de Crăciun. De ce nu putem să fim, frate, mai buni tot anul? Putem să fim mai fericiți, mai împliniți și mai buni tot anul. Dacă s-ar întâmpla asta, eu aș fi foarte fericit. Să sperăm că o să se întâmple pe viitor lucrul ăsta. Moș Crăciun cel prâncuitor! S-a întors. Mi-am dat aia, nu știu că nu. Mai e și eu moșul cald, măi, ce credeți că nu transpir și eu, nu mi-e și mie cald. I-am luat acum câteva zile iubitei lui Teo Cezima acest parfum, că și-l dorea ea de mult. Și când l-a văzut mami, i-a plăcut foarte, foarte mult și l-am luat și dator că moșul prencuitor nu-i dă așa. O să-i dăm prima dată cutia goală, aici așa. Păi scoatem cadou și împachetat și toate astea, știți ce zic? Hai să vedem cum decurge toată treaba asta. Hai că i s-a făcut rolul, ce simă? Cum? Ia uite. Ce a venit moșul. E cadou tău, mă, de Moș Crăciun. Mai, mami, nu! Cum nu? Mami, nu vreau. Oh, hai, cu aia mă și camera, nu, oh. Ce simei, nu-l vreau. Ți-am luat altceva, mă. Dar nu vreau, mami. Și ce să-i fac acum, să-l duc înapoi, în Laponia, de unde l-am luat? Da. Mi-a pierdut și vocea. A venit moșul, mă. Vezi împachetat tot ce trebuie, ce credeai că te luam la mișto până la capăt? Să iau copilul moș, așa! Și lucră ce nici mi-a intrat barba mulțumesc în gură. Mulțumesc mult, mami, dar nu trebuia. Mulțumesc mult de tot. Fiți-ne, cam asta a fost și vlogul, mi-am dat și eu alea jos, că nu mai uitați ce păr am în cap, că nu-mi vine să crede. Deci n-am mai avut păr așa urât în cap și așa gras, ai, nu știu. Ce ai vrut să zici? Cam asta am uitat ce am vrut să zic. Am crezut că am și o glumă, dar s-a dus. Fiți-ne, cam asta a fost și vlogul, sper că v-a plăcut, sper că v-am lăsat un zâmbet pe buze. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să lăsați un comentariu, să vă abonați la canal, să ne dați un follow pe Instagram acolo și știți că vă răspund tuturor la menționare dacă vreți să dați un share acolo pe story. Eu am fost Teo și nu uitați să fiți bun mereu, nu numai de Crăciun, frate. Asta e dorința mea cea mai mare, dacă s-ar întâmpla asta, să fim cu toții mai buni mereu, nu doar de Crăciun, aș fi foarte fericit. Nu uitați, până data viitoare, cu zâmbetul pe buze și la fel de fericit, v-am pupat, pa, pa!